v-a stricat zona verde. Ce părere strică aveți? Zona verde și dacă nu a fost quorum, de ce se face de lucru? Trebuie altă ședință și alta. Nu pentru un om să strice o zona verde în tot blocul ăsta. Aici uitați-vă ce pomi sunt. Cea mai frumoasă din oraș. Zona verde dintre blocuri. Păi da. Cine a făcut asta? Cine i-a permis? Să se ducă în Drăguș acolo să-și facă. Pentru un om nu se face așa ceva. Dacă n-a fost votul, cum s-a apucat de lucru? Cum s-a apucat de lucru? Asta e o debandadă, asta e o hoție. Practicamente e o hoție. Pentru un colonel, ce? Dar cine-i colonelul acesta? Da, care e? Eu știu, nici nu l-am pe niciodată. Pe soția lui am, dar pe el nu l-am pe niciodată. Nu? Așa ceva e rușinea făgărașului. Nu s-a mai întâmplat, așa-i? Așa ceva nu e posibil. Sunteți locatar aici, în bloc? Da. În scara, chiar în scara aceasta? Da. Mama a stat aici am copilărit. Acum mama a murit. Ați plantat verdeață pe aici și pe dumneavoastră? În spate. Păi avea fiecare grădină și făcea în stradul. Mama punea și flori și verdeață, salată. Am văzut că acolo aveți o măsuță cu scaune. Păi au făcut-o după ce am fost, că eu am fost un pic prima grădină. Da, domne, așa ceva, fără semnături. Păi au fost niște semnături, dar se pare că... Câte? Dacă nu s-a ținut ședința că nu erau destui atunci, cât s-au votat pentru? Deci nu e în regulă. Nu. Trebuia să se facă din nou ședință, sau să cheme oamenii din nou, sau să vină din ușă în ușă, și așa să se facă. Și nu s-a făcut, n-a venit nimeni din ușă în ușă. Păi n-au venit. Că au circulat niște tabele în care au semnat. Da, dacă eu n-am timp. Au venit și la ușă la dumneavoastră? Nu, eu când m-am dus de protest asociația, atunci am semnat că e mâine, ieri am plăcut, că mâine alaltă, că mâine e ședință. Dar eu nu eram în oraș, zona mea e în Brașov. Da. Deci nu este un lucru bun, spuneți dumneavoastră, nu este bine ceea ce se întâmplă. Nu e, domne, nu e. Este în fața acolo la maică. Păi vă dați seama ce strică aici. Trandafirii prin... Banii ăștia, pe asta aruncă. Dar ce ar trebui să facă cu banii primăria? Păi și străzile alea, uitați-vă cum le repară, că nu mai folosesc bordura, adică înclinația aia și apa când plouă se oprește lângă trotuar. Copeticește și-o... Ce e aia? Acum, ce vor să, de unde vor să cheltuie banii ăștia, că văd că s-au apucat de tigrâm. Ii să-i dăm, că dacă îi avem și pentru ei, la alți pensionari, n-au bani. Și pentru ei fac pensii speciale. Eu am lucrat în combinat, am lucrat 25 de ani în grupa întâia. Și nu mi-a făcut cupă specială. Și ăla că stă și doarme acolo, da, ce pensie aveți? Uite, strică bradul. Deja au... Eu! Nu-l da jos, domnule! Nu-l da jos, domnule! Strici bradul! Dărâm bradul! Nu, domnule! Dar cine a spus, domnule, asta? Cine a spus asta să dărâmați bradul ăla? Cum? Păi de asta au spus. Eu l-am întrebat. Băi, nu râdec cu mine, am văzut. L-am întrebat frumos. Sau de la țigară o iei raza. Ce să mă dă treabă, bă? Aici e casa mea, cu aici ar să lucrez. Cine te-a trimis aici? Cine te-a trimis, mă? Mai simte-te,